Răzvan Popescu lansează volumul Omul Orchestră, un jurnal altfel, marți 23 aprilie la ora 18:30 la librăria Carte de Nisip din Timișoara. Este o carte în care autorul ne ia cu el într-o călătorie fascinantă prin propria viață și istoria recentă a României. În cartea sa, Răzvan Popescu adună împreună amintiri prețioase despre familia sa și despre cei care l-au însoțit în anii în care a evoluat către maturitate, dar și despre locurile dragi în care a copilărit. Autorul a construit firul evenimentelor din ultimii 35 de ani, într-un mod care îl aduce pe cititor în fața personajelor sale. Este istorie trăită. Păi, în primul rând, este vorba de o incursiune în trecutul nostru recent, o retrospectivă asupra ultimilor 35 de ani. Cartea e un duce vino între trecut și prezent. O imagine din fragmente instantanee, detalii, care împreună ambiționează să redea spiritul și emoția unei epoci la care am participat. Uneori ca observator, ca ziarist, alteori ca demnitar, ca participant la mașina de putere. În Omul Orchestră vă propun să ne uităm în urmă. Este istorie trăită de noi toți, însă din unghiul subiectiv al autorului, mai mult proză confesivă decât un jurnal clasic. Deși formula este una mai sofisticată, cartea se adresează cititorului care a trăit în România în ultimii 35 de ani. Acum am vrut să vă întreb, este o carte ușor de citit, se adresează publicului larg sau pune un pic cititorul la încercare? Este pentru cititorul care a trăit în România în ultimii 35 de ani. Sigur, este o formulă mai sofisticată, este o formulă în care diferite elemente vin să se întâlnească așa, într-un fel de mozaic, din care să rezulte portretul unei epoci. Dar, în principiu, este o carte pentru toată lumea, pentru că fragmentele respective pot fi recunoscute de oricine a trăit în țara aceasta în ultimii 35 de ani. Răzvan Popescu este jurnalist, scenarist de film și scriitor român. A absolvit liceul Gheorghe Șincai din București, apoi Facultatea de Geologie și Geofizică a Universității din București. După Revoluție se orientează spre jurnalism și este rând pe rând publicist comentator la săptămânalul Express, corespondent la Radio BBC și redactor șef la televiziunea română. Între anii 1999-2000 a fost purtătorul de cuvânt al președintelui României Emil Constantinescu. Autorul a publicat până acum 11 cărți și a semnat scenariile a 7 filme artistice realizate de mari regizori. A deținut funcția de președinte al Consiliului Național al Audiovizualului în perioada 2007-2012.